mă, cu aniversariezi? A mea nu e, așa că nu-ți bundă cinste. Și cu siguranță nu-i nici a ta, că nu te-ai fi grăbit să-mi amintești că ești bundă cinste. Băi, dar e al cuiva, t-ai uitat. Păi hai să ne invităm pe la trânsul să ne dea de băut. Ăla nu o să dea în veci de băut. Să nu-mi zici că e ziua chitrei. Bravo, mă! Păi adică nu știi tu când ești și știu eu? Ai dreptate. Nu știe nici dracu când s-a născut ăsta. Bă, îmi par că nici nu s-a născut. Odată chiar am angajat un detectiv să aflăm când e ziua lui. Nu a dispărut ca măgar un ceas de detectivul ăsta. Nici n-am apucat să-l plătim. Băi, termină, mă. Nu. E lui Mateescu, mă. Păi cu ce să ne facă la cinste, mă? Cu hamburger de șobolan ca demolatorul? Hai, mă, să-l invităm noi pe el aici să-i facem cinste cu un tort. Adică tu noi să-i facem cinste? Băi, Chiorete, nu fi pupăză, mă. Fii mădarnic. Vezi și tu partea plină a tortului, mă. Că mâncăm și noi din el. Oh, boierul tot boier. Iar ai trecut pe cimitir? Ce glume ai în tine. Ce faci, pupăză? Ai început să curtezi bărbații cu flori? Și de fapt, ce treabă ai tu cu Mateescu? Păi, Păpulescule, tu ești în derapaj mental? Ce ai? Eu sunt în derapaj mental, auzi? S-a prins. Ce? Ma, le-am lăsat pe birou că nu e. Păi puteam să zicem și noi că nu e Zenobia la birou. Da, puteai să zici, dar n-ai făcut-o, mă. În schimb, ai luat la mișto cu Mateescu. E ziua lui. Da? Păi atunci să vii cu torta acasă, Păpulescule, să faci cinste. Tu ești în derapaj, nu eu. Hai, mă, să-i luăm torul lui Mateescu. Pupaza, am o problemă. De când fenicienii au inventat banii, totul se poate rezolva. Am văzut jos pe structurează și cred că ar corespunde. Aba, păi corespunde, corespunde, că de-aia am și angajat-o. Na, corespunde să distreze cu mine. Atunci când te-am zis aia cu ce fac onoare, a refuzat pe mine. Adică a refuzat pe mine o neca nimeni de 2 lei care cine știe cu cine se întinde? Păi, din câte știu eu, nu se întinde cu nimeni. Nici cu tine? Nu. Băi, ești prost? Cum ai angajat-o? Nu ai arătat-o talent? Ceva e ascunse? Păi am angajat-o pentru talentele ei evidente, dar de stripteză. Vorbește tu cu ea. Se lasă fasonele la o parte și se dă pe brazda. Să nu uita că sunt singurul tău distribuitor băuturii care face mega discount și te las plata în rate. O să discount cu ea. Adică, mă rog, o să discut cu ea, sigur că da. Adică cum? Adică eu sunt prost. Da, Mirabela, păi am trecut pe la tine, pe aici și văd că se ție goală. Ei, sigur că n-am venit cu mâna goală. Cu ce am venit? Contează. O să-ți las pe birou ce ți-am adus. Da, te pup. Cine m-a pus să vin fără nimic, doamne? Dar cine m-a pus să o sun? Să-i zic că am fost aici, nu ca să zicem prost. Ce să-i... să-i las ceva, să-i... să-i... Uite că am mai venit și alt prost degeaba. Azi că-i bune și pentru Mirabela, că șefa ei mai primește. Mai des. Ha! Ha! Ce faci, Morlane? Că nici Mirabela, nici șefa nu-s pe aici. Ha, ce-am venit ca să... Ha, cu e ziua? Să știu cu e ziua, mulți ani, că vreau și o penie de tort. Alu Matiescu, un canal. Te duci? Mâncăm. Acasă, mânc acasă, nu... Mă duc, dar nu vrei să gusti eu tortul înainte că-i... Sau cumva să fie stricat, mă, sau mai nu o trăvi să muriți vreunul. Nu contează dacă ai stricat, mă, că la mănâncă după un tomberoane, așa că are ștomac cu beton. Am înțeles, vreți să-l crăpați între voi. Crăpați-l în voi, mă, dar ar diabetul să dea peste voi. E sticosul. Auzi, hai să ascundem tortul la zen pe birou. Că cu alea n-are curaj să intre uiduma. Că la cum îl știu eu, dă pofticios, ăla acu dă roată pe lângă seție, doar plecăm noi după Mateescu. Și în timpul ăsta vine, hați,
bagă botă și mănâncă tot tortul. Bă, nu e o idee bună. Nu e o idee bună, că știi cum face Zen când găsește ceva pe birou? Face crize și iară mi-au amendă. Nu e bună. Bine, mă, atunci lasă tortul acilea, te duci pe Matiescu și o stau și îl păzesc. Ce vorbești? Să mă duc eu singur pe gata cu cobelele. Nu mă duc, nu mă duc. Păi atunci ai la Zen pe birou ca să mergem amândoi. Rămâne cum ți-am zis, hai, hai. Haide. Că altă idee mai bună nu există. Cu bani sau fără, cu burtă sau fără, eu nu mă culc cu clienții. Nu de-aia m-am angajat. Dacă voiam să fiu prostituată, puteam să o fac și fără coreografie la bară. Măi, Anastasia, mă, în viață nu trebuie să fim așa intoleranți. Zău, tu vorbești de toleranță? Cum ești tu când îți cere cineva o mărire de salariu? Păi aia e altceva. Am senzația că îmi bagă mâna în buzunar și mă doare. Și pe mine, când se bagă cineva în viața mea. Măi! Măi! Alo? Alo, Zenobia? Ți-a plăcut ce ți-am adus? Tu l-ai adus? E foarte gustos! Ai mâncat din el? Da, cam un sfert. Dar mă opresc că țin la siluetă. Să-ți fie de bine! Mersi! Mamă, deci e vegetarian din aia fanatică dacă mănâncă flori. Și poate e chiar vacă, că de-aia mănâncă flori. Au! Tu să nu faci mie viitoarea iubițică vacă. Tocmai mi-a zis că ține la siluetă. Deci e atentă să nu devină vacă. Boule! Ia hai, mă! Ia hai! Bă, de ce m-ați adus, mă? Surpriză! Închide ochii! Auzi? Nu mai bine legăm noi pe ăsta ca să fim sigur că nu fuge? Aaaa! M-ați atras într-o cursă ca să mă arestați? Că v-a fost frică să o faceți la mine în canal când să reau tovarășii în ajutor, nu? Nu, ieși tâmpită, bă, ce să legăm pe ăsta? Ce legați, bă? Stai, bă! Băi! Uite, bă, prostul, mi-a fugit. Am avut sărbători, dă-mi, mă! Bă, dar și tu? Bă, deci cum să-i zic, mă, la un vagabond? Ha? Păi nu să sperii, fuge! Hai, mă, să mergem după el, că la cât de nemâncat e, sigur nu poate să alerge prea mult. Hai, da! Matiescule! Dai, bă, că ți-am luat Panaramo! Tot! Ai rezolvat? A, da, da, am lămurit situația. Deci pot merg la ea ca să mă respecte, bun? Păi, tocmai de-aia nu v-a acceptat. Fiindcă vă respect. E bolnavă de tuberculoză ca Traviata. Mititica de ea. A, da? Mm-hmm. Păi, n-am auzit tușin niciodată. A, păi, ea se abține că nu-i permite fișa postului. Tușește în ea. Păi, n-ați văzut-o ce spasme are la bară când o apucă pe ea convulsiile? Sărăcuța! Să știți că nu are nici bani de tratament. Dar a zis că nu vrea să vă facă rău doar așa ca să obțină bani. Da? Păi, atunci îl cheamă pe ea să discut și să ne las pe noi singuri în birou ca să se nu jeneze de tine când o să-l vadă ce ofer pentru ea. Ok, gata, e în regulă, ok. Mi-a spus șeful că vreți să-mi vorbiți între patru ochi. Da, popoazul a zis niște chestii, știu cum stă treburile, îmi pare rău pentru tine. Ia banii ăștia și cumpăr tratament. V-ați înțeles cu pupăză și m-am plătit anticipat. Credeți că dacă aveți bani puteți trata oricum pe oricine? Ei, află că nu sunt o marfă! Nu sunt o marfă! Satisfăcut? Cum naiba satisfăcut? Păi dacă e bolnavă, crezi așa idiot? Nu-am văzut așa femeie mândră de ea. Haide, mă, haide, mă. Păi da, trebuia să-mi spuneți de la început, mă, că e vorba de un cadou, că nu mai mă speriam așa. Da, mă, am vrut să-ți facem surpriză și ăsta nu e orice cadou, e de papă. Avem o problemă, a dispărut cadou. Ha? Păi ce ne facem? Ce-i dat ăsta? Că după aia chiar o să zică că l-am atras într-o capcacă. Da, da! A, uite! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Adică asta vreți, mă, să mănânc? Hai că mă faceți indirect vită, nu? Bourumegător!
Nu, mă, e spune, dar ne-am gândit că o să duci florile astea pe-n piață, le vinzi și faci rost de bani. Și ții tu un stavru și ce vrei tu. Mulțumesc, prietenilor. Cu plăcere, Matiescule. Zdrăciți. Auzi, acum a rămas și fără flori? Să vezi ce show este și cu Mârlanu și cu Mirabela, că ăla i-a pus florile pe birou, îți dai seama, nu? Mârlanu! Da-aia nu mai e tortul! Hai, că ce vrei să spui, că a avut curaj să se ducă... Așa, tupeu! Exact! Că mirosul de ciocolată i-a dat dracu sinsofaltiv, i-a băgat mâna până, i-a scos glicemia, i-a dat-o de pământ și de car, și atunci i s-a întunecat judecata. Judecată? La Mârlanu? Ați vine să crezi de unde s-are iepurile. Pupăză, pe viitor, te rog să nu te mai bagi în treburile mele cu clienții, că îmi faci probleme. Păi nu înțeleg după ce am scăpat-o de ăla, tot ea se supără. O fi vrut bani mai mulți, de-aia face nazuri. Acu' e clar de ce nu o să fie niciodată cu tine. Pentru că nu poate să te stoarcă de bani. Bogule, nici fiscul nu scoate bani de la mine, dar rămite ea. Păi cine e, mă, mama lui Baros? V-am chemat ca să retrag tot ce am spus anterior. E o confuzie. Puteți să faceți ce vreți cu Anastasia pentru că e sănătoasă tun. Doar că trebuie să plusați un pic la bani. Poza, mi se pare mie, sau chiar vrei să iau boală la ea, să îmbolnăvesc, ca să se scap de mine definitiv și ca să nu mi-mi plătești mie facturile care restanță? Nu, patroane, Doamne ferește, cum? Nu s-ar fi rușine. Te-ai tins pe pot de discont? Iu! Oha! Ce-a zis ăla, mă? Că te-ai tins pe pot oha. E nasol? Gentleman, cu gusturi fine, ceea ce mi le-a luat. Mârlanu? Da, bineînțeles. Cum, dar cred că din naștere e un domn. Mamă, Poponieț, lasă-l pe Mârlanu, mai subțiri. Eu l-aș lăsa, dar mai subțire nu cred că o să fie în vecii vecilor. Mai ales acum că am mâncat un tort întreg. Am luat și tort? Nu ție, deșteaptă-o, lui Mateescu, că e ziua lui. Păi și ești sigur că Mârlanu mânca tortul? Aproape. Nu am dovezi. Pupăză, dacă tot nu te-ai îndurat să-i cumperi flori și ai preferat să le iei pastea de pe câmp, de ce nu îi le oferi tu? Nu sunt eu pentru Emma. Doar nu mi le dai mie. Nici ție nu ți le dau. Păi tocmai mi le-ai dat. Păi ți le-am dat ca să-mi faci o salată din ele. Ai început să pași și tu capovinele? Nu eu! Adică nu e treaba ta ce fac eu. Tu faci ce ți-am zis. Auzi, dar tu n-ai treabă jos în bar? Bam! Păi? Mulțumesc, Pupăză, că mi-ai apărat onoarea chiar dacă ți-ai făcut un dușman. Ce-am făcut? Am văzut cum a plecat fițosul ăla furios și nici nu s-a mai uitat la mine. Bănuiesc că e interzis categoric să se mai dea la mine. Mulțumesc! Ce nu fac eu pentru tine, mă, Anastasia? Și tu, ca o ființă nobilă ce ești, mă răsplătești și atunci amorul devine un gest nobil, nu? Dacă eram de viță nobilă, nu mai lucram la tine în bar. Așa că, fiind săracă, și răsplata mea e modestă și se reduce la un simplu mulțumesc. Mulțumesc. Auzi, să pun și ulei la salată? Nerecunoscătoarea. Păi când mă gândesc că-s banii o să pierd din cauza ei, vine să o concediez. Ce vacă! Și mai prepar și nutreți. Nu pentru ea e salata. Azi sunt două vaci? Îți faci cireadă? Să fii mai tare ca becalii cu oile? Ok, pun și ulei.
Mirabela, cum ai intrat tu că cheile-s la mine? Să nebune. Da, îmi pare rău că te-am prins azi la secție când a trecut pe acolo. Nu-i nimic, că îți pare că ai avut de câștigat în kilograme. Adică? Mârlani, nu mă lua de fraieră că știu că tu ai mâncat tortul lui Matiescu. Eu? Da. Așa ți-au spus? Așa au presupus. Păi de la presupune până la face drum lung, să știi, că eu nici tort n-am mâncat și nici gura nu-mi miroase. Da, da, de flori ce zici? De unde știi tu de flori? Cum de unde știi, mă, grabe? Da, eu le-am pus acolo. Minți, mă, minți! Cum nu-ți crapă obrazul de grăsime, adică de rușinii, să minți în halul ăsta, să te lauzi cu fapta altuia? Ce josnic, Mârlane! Bine, mă recunosc că nu le-am luat eu. Mă ierți? Hai că minciuna pe jumătate e recunoscută, e pe jumătate iertată. Mă ierți? Să zicem. Da, cealaltă? Cealaltă jumătate? Nu, cealaltă minciună, Mârlane, cu tortul, că pe aia n-ai recunoscut-o. Păi n-am ce să recunosc, că l-am încrăpat eu mine tortul. Era prea frumos să fii sincer până la capăt, Mârlane. Fiindcă nu-ți recunoști minciuna cu tortul, nu-ți iert nici eu minciuna cu florile. Bine, Mirabela, recunosc că am mâncat florile. Ăsta, tortul, mă ierți? Nu, că nu mi-ai păstrat și mie măcar o bucățică, mă, egoistule, fomistule, elefantule. Mă, tu m-ai văzut gol la duș. Cotârlă, cotârlă. Unde, mă? Băieți, știu cine a mâncat tortul. Și noi, Zen, a crezut că pupă zi l-a adus. Dar tu ce ai aflat? Tot aia. De la cine? Cu cine ai vorbit? De la Mârlanu. Zi tot adevăr. Hai, mă, gata, da, recunosc. Pentru că n-a mai fost tortul, i-am dat lui Mateescu buchetul de flori care ți l-a adus ție, Mârlanu. Da, da, am reparat greșeala și ți-am cumpărat unul nou, precum ai văzut. Mârlanu chiar mi-a adus flori? Măi, culiță, și eu ce l-am bălăcărit. Acu ce o să-i zic, mă, că l-am făcut cu ou și costă din cauza voastră? Voi să-i cereți scuze. Ia, stai așa. Îmi pare mie, licuriciule, ori buchetul ăla de flori de l-ai dat lui Matiescu, de era acelea pe birou și a dus de uiduma pentru moldoveancă, este identic și același cu ăla de l-a pus pupăză pe birou lui Zen. Băi, și Zen n-a plecat cu nicio floare din birou. Înseamnă... Mamă, deci Mârlanu a intrat la Zen, a luat buchetul de acolo și l-a pus ție. Păi să-l faci cu ou și cu oțet. Da. Ce cu ou și cu oțet? Că amu mi-o sărit tăt muștarul. Îi fac direct ouă umplutii. Cu șuturi. Ha! Bună, bună. Bună. Dacă primul cadou ți s-a părut gustos, ăsta o să ți se pară un adevărat festin. Dar ce te face să crezi asta? Experiența mea de mare vegetativ. Asta de vegetarian. Cultura mea vastă în domeniul medicinei alternative. Și nu în ultimul rând, talentul meu de master chef. Wow! Atunci să mâncăm împreună. Ce, te-ai necat? Aole, ești alergic! Ăsta e un șoc anafilactic! Stai, stai, nu te panica! Încearcă să respiri normal, că rezolvi imediat! Normal! Câine cu pene, ce-mi faci tu mie? Deci te miști repede. Trebuie să scot eu toate armele. Ai avut un șoc anafilactic. Mai mult ca sigur de la una din plantele din salată. Auzi, eu te sfătuiesc să faci o testare la alergeni, dacă tot îți place să mănânci cu semințe și flori de câmp. Testare? Cum e aia? Păi te înțeapă cam de vreo 20 de ori... Atunci, dacă nu vrei, trebuie să ai tot timpul o seringă ca asta la tine. Și când simți că începe șocul, îți înfiși singurel în picior. Pac!
nu fac. Poți să mori. A, poți. Că poate nu sunt eu lângă tine aici să te salvez. A, adică tu m-ai salvat de la moarte? Da. Îngerul meu. Nu fi pupă! Se gură așa. Gata! Atenție, niște mergi așa. Nu înțeleg! Că de la mirosul de ciocolată i-a căzut glicemia pe jos. A făcut bum, 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 bum. Și și-a întunecat toată judecata. Cum a făcut glicemia? Așa face glicemia, de-a dreptul. Ce ați? Gata. De ciocolată, de atacat glicemia și a dat-o de pământ, dar s-a văzut pop, pop, pop în urma lui. Da, minciuna pe jumătate iertată e pe jumătate recunoscută. Sau invers. Mai fost tortul, i-am dat lui Mateescu buchetul de flori care i-a adus el, Mirlan l-a pus pe birou. Mirlan. 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 Adică tot ce ține de leacuri din bălării. Și nu stai că nu.